ai rodul și vezi roadele muncii tale, mai mult de atâta satisfacție nu cred că poți să ai. Mă numesc Șerbu Liviu, ne aflăm în comuna Cărțișoara, la o plantație de afine, Mountain Blueberry. Da, este o afacere de familie unde muncim împreună la plantația noastră de afine. Noi am fost adepții la tehnologie, am început normal ca orice afacere în agricultură, cu aparatele standard. Dar la suprafața care lucrăm de 10 hectare este prea puțin și prea costisitor să folosești utilajele clasice. Prima achiziție a fost o dronă agricolă. Cu drona se reduce totul la o oră jumate de lucru pe zi, un cost de 15 lei pentru curent și un consum de apă de 120 de litri cu un litru de fertilizant. Foarte important pentru noi este o mașină de sortat automată. Ani în urmă stăteam cu serile la sortat afinele. Este un impact foarte pozitiv pentru comunitate, deoarece mulți care pleacă afară la lucru chiar nu se mai duce în străinătate să lucreze și a rămâne în țară pentru a lucra aproape de casă. 3 tone jumate pe zi le ducem la distribuitori, la centre de colectare și ei, la rândul lor, în mare parte le exportă afară, Elveția, Spania, mai nou Anglia, foarte interesată de afinele din România, Germania nu mai vorbim. Cochetăm cu ideea de a ajunge la producție, să avem o linie de producție, mai exact o linie de îmbuteliat suc de afine, natural. Este foarte, foarte frumoasă agricultura și tehnologia totdeauna a ajutat și ajută în continuare și va fi un factor foarte esențial în agricultură.